Sunt Oana Șlemco și vă anunț că alături de mine se află antrenorul de handbal Răzvan Bernicu. Bună ziua și bine ai venit! Să rămână și bine v-am găsit! Vezi că fac efort ca să pot să țin pasul cu tine în piață. Trebuie să mergem la cumpărături acum și mi-este teamă că nu voi ține pasul cu tine. Mă îndoiesc. Sper să aveți o condiție fizică bună și să-i dăm bătaie. O să te rog să ne spui ce urmează să ne gătești, pentru că acesta este motivul pentru care ne aflăm astăzi la De Bun Gust. Fiind în domeniul sportului, nu și în plin sezon de vară, chiar dacă este pauză competițională la noi, m-am gândit la o sată de crudități. Cine gătește la tine în familie? Trebuie să le spunem celor de acasă că Răzvan Bernicul este însurat, are o fetiță. Ce vârstă are fetița? 9 luni. De obicei, soția. Eu fiind mai mult mulțumim, eu fiind mai mult plecat. Meciuri, antrenamente, de plasări, mai mult soția gătește. Și la piață tot soția merge? La piață mai mult eu, când am timp, la piață eu. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Oana Șlemcă și vă anunț că începem o nouă ediție a emisiunii De Bun Gust! Trebuia să fiu în formă, sunt sigură că mă va alerga pe aici, prin Piața Mare. Trebuie să o luăm de la capăt. Am făcut două bâlbă, nu? O să te rog să ne spui ce urmează să ne gătești. Da. Te rog să-mi spui, Oana, așa cum facem de obicei. Știe toată lumea, sănătate. Trebuie să ne deplasăm încet, ne transmite Johnny, colegul meu din spatele camerei, fără de care, evident, nu am putea să realizăm această emisiune. Johnny, te rog să ai grijă la treptele din spatele tău, nu vrem să te pierdem tocmai acum. Mergem mai departe. Doamnă, noi vă lăsăm în pace. O să vă vedeți duminică la 11:30. Un leu, ieftin. Johnny, lasă-ne pe noi să mergem înainte, că tu mergi încetişor, așa. Eu am făcut genuflexiuni, am făcut flotări înainte de emisiune, sunt în formă, pot să merg un pic mai repede. Și-mi place și gustoasă mâncarea. Foarte bine, foarte bine. Așa este. Bun, când bun. O pui în oală. Bună. Dar vă vin cumpărători. Gata. Mesajul gata, scurt. Gata. E mult gata, mai... Gata. La revedere. Sănătate. Hai, Johnny, hai. Trebuie să faci și tu flotare înainte de emisiune. Vă rog, doamne, eu vreau ceapă. Dar vreau și o ceapă, nu tași din gură, că și eu sunt cumpărat-o și am nevoie. Răzvan Bernicu, bună ziua și bine revenit la De Bun Gust. Bun revenit pentru că am filmat prima parte în bucătărie, da? Trebuie să repet asta. Oprește un pic de sete. Dar de ce ai pus camera pe mine? Bun. Hai să bem o bere de termas. Bun. A fost greu? Sănătate! Sănătate!